Ești fabulos la Hunedoara, după foarte mulți ani fără fotbal la un nivel decent. Iată acum, CS Hunedoara ajunge în 16-mile Cupe României și întâlnește pe FCSB, aduce și nocturnă pentru ca meciul să se joace acasă și bine a făcut, au făcut cei de la Hunedoara pentru că a ieșit, iată, un super meci. Îl ascultăm pe capitanul Hunedoarei, Laurențiu Buș. Ați văzut și dumneavoastră ce atmosferă a fost la noi la Hunedoara. Cred că publicul a fost mulțumit, cât și telespectatorii, și cred că am ieșit din competiția asta cu fruntea sus. Cum ați reușit să vă motivați? La 0-3 ați întors rezultatul incredibil. Poate că nimeni nu mai credea că puteți reveni. Cred că a fost o mică sau o mare minune pe care am făcut-o noi de la 0-3. Puține echipe pot să întoarcă FCSB-ul de la 3 la 0. Noi suntem o echipă micuță și tocmai am reușit un mic eveniment special, să zic așa, și am reușit să egalăm. Pe tine ce te-a convins să accepti această ofertă, acest proiect de la Hunedoara, Corvinul, care peste 2-3 zile, brandul Corvinul s-ar putea să se întoarcă acasă la Hunedoara? Din câte știu eu, brandul deja a fost achiziționat de către club, doar că nu se mai pot face legal hârtiele ca să ne numim Corvinul. Am acceptat această ofertă pentru că e un proiect de viitor frumos și știam că orașul este nebunit după fotbal, este avid, își doresc să vadă fotbal la Hunedoara și am venit să pun numărul să promovăm. Și e un meci care rămâne în istorie, primul meci nocturnă pe acest stadion Mișa Klein. Da, mă bucur și eu că fac parte din istoria asta. Nocturna, după cum ați văzut, a funcționat bine și am avut foarte mulți spectatori. Ne bucurăm pentru acest eveniment. Mulțumesc! Mulțumesc! Da, bucurie mare pentru Laurențiu Buș, pentru această mică, mare minune realizată de Hunedoara. Poate încă n-are numele de Corvinul, dar are cu siguranță echipă, cel puțin de Liga a treia, sigur, este o echipă importantă. De fapt, arăta foarte bine echipa, în limitele ei, dar arăta bine pentru o echipă de Liga a treia. L-ascultăm și pe portarul celor de la Hunedoara, pe Lefter, un puș de 16 ani și ceva. Din plasă de 5 ori, însă ai avut foarte multe alte intervenții senzaționale. Cum ai trăit acest meci cu FCSB, o divizionară a treia, CS Hunedoara împotriva vicei campioane României? Mulțumesc frumos! E o seară de neuitat pentru noi și puțin mai concentrat dacă eram, cred că scoteam mai mult. Nu ai împlinit încă 17 ani? Nu, peste o lună. Peste o lună vei împlini 17 ani. Totuși, de unde aceste calități la o vârstă atât de fragedă? Nu știu, am început fotbalul de mic. Mă antrenez în fiecare zi și vreau să cresc cât mai mult. Ai un jucător preferat? E cineva care te inspiră? Ter Stegen. Ter Stegen. Da. Ceva legătură cu Radu Lefter? Cred nu, că știi cine e Radu Lefter, nu? Asta, nu am nicio legătură. Portarul legendar al Ceahlăului. Știu, nu, mă, n-am nicio legătură. Dar ai auzit despre el, da, nu? Toată lumea mă întreabă chestia asta. Da, vei rămâne și tu la Hunedoara, cum a făcut-o el? El a jucat toată cariera lui la Ceahlăul. Tu probabil că nu te știu. Gândești... Desigur, dacă promovăm, voi face tot posibilul să rămân aici. Eu sunt un promotat, nu sunt. E jucătorul cui? Rapidului. E jucătorul Rapidului. Da. Și Rapidul în prima ligă, cred că dacă au văzut cei de acolo meciul de astăzi, cine știe? Sper să mă urmărească și să mă susțină. Până când ești împrumut? Până în vară, când terminăm sezonul. Deci până în vară. Veți promova anul acesta? Dacă vom fi serioși și vom munci în continuare la fel, desigur că vom promova. Cum ți s-a părut atmosfera? Incredibil. Îți dă o energie și un invol din spate de necrezut. FCSB, așa de acolo, de la firul ierbii? Am avut respect pentru ei până când am intrat pe teren. După a fost ca orice echipă. Mulțumesc! Mulțumesc și eu! Baftă mult! Seara frumoasă! Da, și meciul istoric, dar și declarațiile pot rămâne istorice. Dacă, de exemplu, acest puști ajunge un fotbalist important, măcar la nivel național, dacă nu și mai mult, a arătat destule calități, chiar dacă a arătat și naivități, cel puțin la acel gol al lui Vale Gheorghe, când a respins în proprie poartă, dar se întâmplă când nu ai nici măcar 17 ani. Îl ascultăm pe antrenorul Hunedoarei, pe Maxim.
am putea spune că rămâneți neînvins, pentru că la finalul celor 90 de minute, CSE Hunedoara, FCSB, a fost 3-3. Da, bună seara. Nu am făcut un cel sau un obiectiv. Logică va veni și înfrângerea. E frumos ce se întâmplă. Ce pot să zic? Da, am fost după finalul celor 90 de minute egali FCSB-ului. Și am întors un rezultat de la 3-0. Asta am spus și le-am spus și jucătorilor. Să nu îi respectăm mai mult decât trebuie. Până am intrat în ritm, până au simțit adversarul, după aia deja e cam prea târziu. Deja am făcut prea mult efort să egalăm. Dar una peste alta, mă bucur că am făcut un meci bun și ne-am ridicat la nivelul unui adversar de Liga 1. Sincer, v-ați aștepta la 0-3? Sincer, da. Tot timpul le spun asta jucătorilor și parcă văd că de la meci la meci, de la antrenament la antrenament, răspund mai bine. Să se încurajeze. Cred în chestiile astea. De ce să nu cred? În prelungiri? În prelungiri, vedeți, diferența o fac și schimbările. În afară de Robert Cristian, la noi au intrat copii 2004-2005, adică noi așa ne-am orientat. Obiectivul nostru este campionatul și trebuie să avem în componență juniori foarte buni, cu un viitor, le prevăd un viitor bun în fotbalul românesc, dar se vede diferența. Nu au ritmul încă necesar, calități au, dar ritmul se vede. Nu poți să joci, să vii de la juniori și să joci contra FCSB-ului. Ce credeți că înseamnă acest meci, acest eveniment pentru echipă, pentru Hunedoara ca oraș? Acesta putem să-l catalogăm ca un eveniment, a fost pentru orașul nostru ceea ce s-a întâmplat. Mulțumesc! Ce s-a întâmplat în orașul nostru după centenar și tot ce s-a întâmplat după, nu face decât să mă bucure și asta le spun jucătorilor în fiecare zi. Noi am făcut lucrurile astea, ei pe teren, domnul primar care ne-a susținut, Bogdan, Decebal, care sunt alături de noi și toți, nu e număr pe toți, dar noi am făcut lucrurile să se miște în orașul ăsta și băieții trebuie să fie mândri de ce au rezolvat până acum, ce au făcut până acum. Mulțumesc! Mulțumesc și eu! Seară bună! Domnul Maxim, antrenorul lui CSE Hunedoara, care, după cum spunea Laurențiu Buș mai devreme, deja a fost achiziționat numele, dar bineînțeles că probabil că tot sezonul ăsta va continua cu numele de CSE Hunedoara, echipa. Pe mine m-a adus gândul la Istanbul 2005, ce s-a întâmplat. Astăzi, chiar dacă n-a fost 3-0 la pauză, a fost doar 2-0. Să nu uităm, repriza a doua a fost 3-1 pentru CSE Hunedoara. Pe tine te-a dus gândul, mister, la meciurile de FA Cup. De FA Cup și Cupa Ligii în Anglia. Adică, da. Indiferent de eșalon, meciul anului s-a văzut pentru comunitate, cum au pregătit jocul pentru cei care au fost la joc. Chiar s-au ridicat la un nivel foarte bun copiii ăștia. Au fost vreo 25-30 de minute care, practic, dă speranțe pentru club, pentru Maxim, care a făcut o treabă foarte bună acolo și face o treabă foarte bună în proiectul ăsta la Hunedoara. Surpriză pentru mine exprimarea FCSB-ului, vreo 25-30 de minute, să pierzi posesia, să cedezi mijlocul terenului, să faci greșeli de poziționare, să nu, mă refer pe faza defensivă acolo la golul 2, ok, ai o execuție, dar și Miron poate să facă la golul 3, la golul egalizator să faci presiune de întâmpinare, să nu-l lași să șuteze de undeva la 16 metri, unde poți să te mai retragi de la 16 metri. Și bineînțeles că marcaj la fază fixă la primul gol. Dar clar că și după 3-3 echipa a avut reacție, e diferență foarte mare de valoare de cele două echipe. Puteau să-și închidă joc chiar în primele 90 de minute, dar după prelungiri. Pe lângă valoare, probabil, și diferența de pregătire fizică și de potență. Dar în orice caz, mai frumos. N-ai fost aseară la 0-0, aici a fost 3-3 cu 5-3 în prelungiri. Oricum, minute bune pentru cei care n-au jucat foarte mult. Până la urmă s-a îndeplinit și obiectivul să treci mai departe, să mergi mai departe. Plus că Budescu foarte activ și a mai prins ceva minute, încă 30 de minute. Cine, Budescu? Budescu, da. Cum încă? Încă 30 peste 90? Da, peste 90, da. A dat două goluri, Iani Stoica, ia să vedem ce are de spus.
felicitări pentru reușită, o dublă pentru tine astăzi, e al patrulea gol în acest sezon, ai mai marcat de două ori în campionat, atunci ai jucat mai puțin. Cum te simți la finalul acestui meci? Mă simt bine, mă bucur că am reușit să-mi ajut echipa cu cele două goluri și în final sunt bucuros de calificare. Ce crezi că s-a întâmplat la 3-0? V-ați crezut așa cu saci în căruță, cum se spune? Ne-am desconcentrat foarte mult. Pe lipsă de concentrare au reușit să ne egaleze. Te așteptai totuși să întoarcă de la 0-3? O echipă de eșalonul al treilea? Nu, dar în fotbal orice e posibil. Numai în fotbal se poate ca o echipă de Liga 3 să egaleze una de Liga 1 care se bate an de an la titlu. Și cupa e competiția surprizelor, nu? Așa se spune. N-a fost până la urmă o da, surpriză. Eu cred că experiența așa a spus cuvântul în final. Cum vezi tu acest, dacă îl putem numi încă început de sezon pentru FCSB și pentru tine personal? Pentru mine unul foarte bun, pentru că prin minute Mister îmi dă încredere, iar pentru echipă cred că e un nou început de când a venit Mister și eu cred că suntem pe drumul cel bun. Te bucur când vezi atâta lume în tribune, din nou în fotbalul românesc, și astăzi aproape 10.000 de oameni au venit să vă vadă și pe voi, să vadă și echipa gazdă CS Hunedoara. Da, e foarte frumos joci cu spectatori. Este important să le oferim și noi un fotbal de calitate ca să mai vină. Până la urmă, fără suporteri, fotbalul n-are, nu e la fel. Mulțumesc! Mulțumesc și eu! Iani Stoica, din ce în ce mai multe minute, iată că și cu realizări și nu degeaba este introdus, pentru că are asemenea realizări. Astăzi două goluri. Era frumos să răspundă când a fost întrebat ce s-a întâmplat după 3-0. Păi nu știu, că am ieșit eu, am fost schimbat și treaba lor care au rămas. Da. Revedem execuția senzațională a lui Simon, cel care a reușit să ducă scorul la 3-3. Bineînțeles că Mister vede eroarea lui Miron, care n-a intrat mai mult în adversar, dar eu prefer să văd partea frumoasă a lucrurilor, execuția. Nu? Da, nu. A fost o execuție foarte frumoasă. Repet, trebuie să faci pressing de întâmpinare. N-ai unde să mai te retragi în zona aia acolo. De acord. Deja orice șut, orice pasă, da, este, poate este unul pericol. S-o fi gândit că dacă îl driblează, dacă îl ia la viteză, să zicem, sau nu s-a gândit că poate să tragă chiar așa. Păi să nu uităm... Că merge așa cu atacul ăsta de deposedare, îți dai seama că nu... Dacă te uiți la poziția corpului, îți dai seama că el a încercat să... Dar mă rog, da, trebuia să faci mai agresiv și mai în față. Da, copilul ăsta, Iani Stoica, are un potențial extraordinar. Eu văd o maturitate și o personalitate în joc. Asta de când i s-a dat minute și încredere la FCSB și chiar este un copil de mare perspectivă. Dar nu, poziția de nou fals... Chiar am vorbit cu Edi pe speța asta și l-am întrebat de ce nou fals. Că se simte foarte bine și că asta e poziția care dă cel mai bun randament. Dar cred că undeva în spate sau ca Inter sau undeva pe porțile laterale, când l-am văzut și la meciul cu UTA, când a intrat în interior și a dat la colțul lung, n-are fizic de nou. Adică nici măcar fizicul lui Gerd Müller, să ne aducem aminte de tot așa de un jucător care cu centru de greutate jos, cu dribbling, proteja foarte bine și aprea foarte bine la finalizare. El are fizic foarte bun. Cred că poziție de Inter sau extremă, să joci cu Cheșerul, e o soluție și copilul ăsta. Să venim mai aproape de Germinul, Jean Vlătoiu, da, nu? Sau Jean Vlătoiu, sau da. Romariu. Sau Romariu, da. Hai să vedem ce spune Constantin Budescu după 120 de minute la Hunedoara. Iată că atunci când sunt anumite energii care se pot coagula, se pot întâmpla și astfel de lucruri. E vorba și de foamea de fotbal din acea zonă și din acel oraș, centenarul, acțiunea de săptămânile trecute, la care au participat foste mari glorii ale clubului pentru recuperarea numelui și a palmaresului. Iată această confruntare cu un nume important din fotbalul românesc, aduce lumea la stadion și... Se pot întâmpla astfel de lucruri, astfel de minuni cu CS Hunedoara egalând de la 0-3 la 3-3 în mai puțin de 40 de minute.
Daniel, cum ți s-a părut ție ce s-a întâmplat azi? Da, vorbeam la pauză cu totul diferit. Aveam idei diferite nu cu toții. Că ziceam că își propune, poate să-și propună Hunedoara să dea un gol, să fie frumos, corect, să dea și Hunedoara golul de onoare. Dar uite că a reușit mult mai mult decât atât. Mult mai mult pentru că se întorci de la 3-0 contra FCSB-ului, mai ales că vorbim de o echipă de Liga 3-a, probabil din punctul meu de vedere, sau cel puțin până acum, așa cum arată campionatul Ligii a 3-a, Hunedoara pare cea mai în formă echipă. E diferența uriașă între cele două, cele două cluburi. Da, e de apreciat tot ce a realizat Hunedoara și Florin Maxim acolo, pentru că e meritul lui în proporție foarte mare, meritul oficialităților locale, că vorbeai tu de foarte multe realizări în ultima perioadă, corobora poate și cu foarte multă șansă, pentru că s-au calificat la penalti în turul anterior al Cupei României. Cu fosta echipa lui Maxim. Exact, contra celor de la Schellenberg. Și au avut șansa să nimerească la tragerea sorți cu FCSB-ul și să creeze această emulație extraordinară la Hunedoara. De partea cealaltă, comentariile cred că sunt deprisos, pentru că am văzut, eu știu, 30 ceva de minute halucinante, așa, pentru că ne referim la diferența de valoare și la, ok, randamentul foarte bun, vorbea mister mai devreme, dat de jucătorii echipei gazdă, dar reacția jucătorilor la FCSB în anumite momente ne-a lăsat mască. Și cred că pe de o parte e un semnal de alarmă venit la momentul potrivit, special pentru Edi Iordănescu și pentru Mihai Stoica, că lucrurile nu sunt perfecte la FCSB. Dovadă că altfel nu se schimba antrenorul sau, eu știu, poate nu ajungea Edi Iordănescu dacă lucrurile mergeau foarte bine, dar sunt mulți jucători care, sau o parte din jucători care nu fac față pretențiilor și nivelului și presiunii la care este supus un astfel de club ca FCSB-ul, iar poate alții sunt departe de forma care i-a consacrat sau care i-au făcut adică au fost obiectul unui transfer la FCSB. Ioan Andone la telefon, bună seara! Bună seara, dumneavoastră și invitațiilor dumneavoastră. Unde sunteți? Sunteți în țară? Nu. În țară. Bărneam că nu sunteți în țară, dar vreau să știu dacă ați văzut meciul sau dacă ați auzit ce s-a întâmplat. Nu, am văzut meciul bravo, integral. Bravo. Bun. Cum ați trăit meciul, având în vedere că aveți o istorie aparte? De a doua repriză, pentru că după prima repriză, când scorul era 2-0 și multe ocazii din partea FCSB-ului. Bine, primul meci în nocturnă, entuziasm, dar au reacționat bine echipa. Eu mă refer la Corvino. Da. Au reacționat împotriva FCSB-ului. Știi cum, mă așteptam la mai mult de la FCSB. Nu mă așteptam atâta de la Corvino. E adevărat că i-am văzut decât în două meciuri anul ăsta. Și mi-au plăcut. Adică au față de echipă de divizia B. Numai să poată să ducă în același tempo. Da, același bine. Ritm, da. Aceeași... Bine, că te mobilizezi împotriva FCSB-ului, dai mai mult, aia e clar. A fost clar un meci de autodepășire astăzi, dar oricum rezultatele și din campionat sunt foarte bune. Păi cum să dai 3 goluri FCSB-ului în 30 de minute, 35 de minute? Da. Bine, atmosfera ce mi-a plăcut tot și cum a reacționat echipa și de să poate spera ca la anul să fie în divizia B. Asta e important. De când n-ați mai văzut o atmosferă de genul ăsta la Hunedoara? Mai cred că de 15 ani. Da. Cred că de da. Și asta cred că a contat, că e foamea asta de a reveni în fotbalul mare. E foame de fotbal și e... Bine, e Maxim și un antrenor foarte bun, să știți. Și are un lot bun, foarte puțini au rămas din lotul de anul trecut și să montez așa echipă, să o așez, să... are mult de lucru, el știe, eu am vorbesc cu el săptămânal. Dar ce îmi place, mi-au plăcut jucătorii cum au reacționat. Alții ne-au dat FCSB-ul 3 sau ne-au dat 5. Da. Dar ei au arătat bine. Și primul gol, după o lovitură de colț, în mod normal la
diferența asta de valoare, nu prea poți să iei gol ca echipă de Liga 1 dintr-o fază fixă. După aceea vorbim de... Da, vă rog. La 3-2 a avut două mari, tot din lovitură de cor, da, de viață, da, la colțul scurt și pe lung, și după aia a mai avut ocazie Corvino. Da. Bine, știți cum, asta e cupa. Eu am pățit și ca jucător și ca antrenor. La un moment dat, când vezi că e diferența mare, nu te gândești la diferența mare și de scor. La un moment dat, am văzut că nimeni nu mai punea piciorul, nu avea un lider. Toți o dau la Budescu, să vedem ce face Budescu cu ea. Da. Dar până la urmă, dacă îi analizezi puțin și bine, nu vor juca ei așa în campionat. Așa e, dar sincer, nu ne așteptam la o astfel de lipsă de concentrare de la o echipă cu pretenții, nu? Chiar dacă ai 3-0... Corect, da. Că meciurile de cupă sunt speciale. Asta e realitatea. Toți am pățit-o. Toți am pățit-o. Eri Ordănescu a pățit-o, era cât și el, dacă se duceau la penalti. Niciodată nu poți să știi. Bine, s-a văzut diferența de valoare. De acum, de ce să discutăm? Calitatea lui Valentin Gheorghe, nu, există. E clar, există că e diferență mare de valoare, da. 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 Nu pot să nu remarc că în poartă a fost un puș de aproape 17 ani, că golul 3 e dat de un puș de 20 de ani. Bine, poate să aibă un viitor bun, a și greșit. E adevărat, și, da. Goluri două ale lui. Așa cred că cineva mai cărcotaș poate să zică că și Straton a mai și greșit, în sensul că poate putea să facă mai mult și are mult mai mulți ani. Mai ales golul 3. Da. Care? Bine, până la urmă ce parcă renaște ceva acolo și asta e lucru extraordinar. Păi asta e sentimentul și de fapt de asta, asta e bucuria, cred că a tuturor, nu numai a celor de acolo, că previne Corvinul. Acum trebuie să... De mult încearcă ei, dar acum simt și eu că se poate face ceva. Dumneavoastră, în ce măsură vă implicați la club? M-a rugat primarul, Dan Băbăuțanu, și văd că vor să facă ceva, de aia și m-am implicat puțin. Uh-huh. O să dar, vă implicați mai mult sau stați așa mai mult în expectare? Mai puțin, puțin. Nu. Acolo se ocupă Bogdan Apostu. Uh-huh. Pentru că e hunedorean, taică-sul e hunedorean, el e crescut, a jucat. Și Maxim, care e antrenor, ei doi sunt. Și bine, ce important că îți trebuie, nu ai un sponsor puternic acolo în zonă. Da. Îți trebuie sprijinul autorităților, că nu poți, locale. N-ai cum să faci fotbal într-un județ sărac. E un județ sărac, unedorean. Da. Sărac și în fotbal, sărac și economic. L-am văzut pe Mircea Rednic la meci. Credeți că ar prefera să ia Corvinu decât pe Dinamo? Nu știu. El știe mai bine. Eu cred că e în drum undeva. Unde joacă Dinamo? La Timișoara. Da, da, mâine, da, corect. Da, păi nu m-am gândit. E în drum, nu știți. Bine, se duce și el la Hunedoara. A fost acum la 100 de ani de la... Da. 100 de ani de la înființarea clubului Corvinu și ne-am revăzut cu foștii colegi și cred că i-a făcut plăcere. Da, și probabil m-a sunat să mă întrebe, nu sunt la meci. I-am spus, nu sunt, din păcate. Da, da, e bună o cazare în Hunedoara înainte de un meci la Timișoara. Bună. Își vede prietenii și mai vede și Corvinu, că până la urmă a avut ce vedea puțin. Absolut. Ceva. Hai să vedem ce spune Edi Iordănescu după acest mic thriller, așa, în Cupa României. O calificare în optimile cupei, însă o calificare cu emoții, poate după 120 de minute. Ce s-a întâmplat la 3-0? Da, bună seara. E o calificare și rămâne o calificare, însă lucrurile nu s-au desfășurat așa cum mi-aș fi dorit. Și aș împărți jocul în două momente, până în minutul 60, după minutul 60. Până minutul 60 am arătat că putem să fim competitivi, putem să fim concentrați, putem să fim responsabili. Am arătat că facem ceea ce trebuie și că putem să fim maturi și eficienți în joc. După minutul 60 am ieșit la rampă cu o mentalitate pe care eu nu am mai văzut-o, pe care nu pot să o digeri și pe care nu o să o accept. Este impardonabil. Chiar dacă mărturisesc că am văzut 5 meciuri ale adversarului și se pare o echipă bună, care va fi în Liga a doua, o echipă bună de Liga a doua, cu 3-4 jucători care au fost în prima ligă, cu state în prima ligă, dar asta nu scuză cu nimic.
Și ce s-a întâmplat azi va costa, pentru că echipa va suporta. Va suporta, vor plăti cu toții. Eu nu accept așa ceva și nu tolerez. Nu am explicații. Când ai 3-0 cu o echipă care este în momentul de față în eșalonul al treilea, minutul 60, dacă îți pleacă antrenorul de pe bancă, trebuie să știi să ai maturitatea și responsabilitatea să securizezi rezultatul. E adevărat că în final au spălat un pic din situație, dar pentru mine lucrurile sunt clare și nu vor rămâne așa. Când spuneți că jucătorii vor plăti, la ce vă referiți? Sunt probleme interne despre care nu o să vorbesc. Vor plăti financiar, vor suporta consecințele, pentru că eu am venit și mi-am luat un angajament, eu le țin spatele mereu, sunt cel care mi-asum mereu responsabilitatea și care ia deciziile. Ei trebuie să demonstreze că joacă, că reprezintă un club cu tradiție enormă, că au în spate o sumedenie de suporteri, ați văzut și astăzi au venit și au făcut deplasarea alături de echipă și asta te obligă. Te obligă. Cine nu poate să ducă presiunea, atunci înseamnă că nu își găsește locul aici. Sper să fie un accident și sper că astfel de lucruri să nu se mai întâmple, în sensul în care să le corectăm și să învățăm din ele. Dacă ar fi să vorbim și despre părțile bune, Ioannis Stoica reușește să marcheze, se lipește la gol ca atacant, e un lucru important pentru el? Au fost multe părți bune până în minutul 60 și după cele două goluri care au ieșit la rampă, doi jucători. Sigur, sunt momente bune pentru jucători tineri, cum a fost Ioannis Stoica, pentru încrederea lui, pentru moralul lui. Dar sunt prea supărat ca să, nu știu, mai fac aprecieri pozitive. Pentru mine e foarte greu să explic ca și antrenor. Ați văzut că tot timpul am avut explicații și la momentele bune și la momentele rele mi-am asumat lucruri, dar după minutul 60, nu știu, probabil că am o echipă nocturnă care nu poate să doarmă de vreme și a vrut să prelungească un pic agonia sau a văzut că a venit un stadion plin și am spus hai să prelungim un pic, că dacă tot au plătit oamenii biletele să mai stea încă 30 de minute. Nu există scuză, mai ales că noi peste două zile și jumătate jucăm un meci extrem de important în campionat. Budescu, 120 de minute în teren. Da, nu mi-aș fi dorit să stea 120 de minute, dar jocul a cerut asta după minutul 60. Aveam nevoie de el pentru momentele fixe, executant foarte bun, pentru maturitatea lui, însă, per total, echipa nu a arătat maturitate. Și pentru mine este o provocare ca să clădesc, cum am spus, un spirit corect, o mentalitate competitivă și nu cu scurtcircuite cum a fost azi. Și la fel este o provocare să reușim să recuperăm din jucătorii cu probleme, pentru că avem deja prea mulți. Florinel, Tase, Tavi Popescu, pe lângă ei mai sunt încă 2-3, dar ei sunt cei cu ștate mai vechi, jucători cu importanță și cu eficiență, cu cifre în jocul nostru. Avem nevoie să recuperăm. Șerban este și el accidentat, avem sub 21-2 jucători care ne lipsesc. Îmi doresc foarte mult să recuperăm jucători pentru că următoarea perioadă avem nevoie de ei.